Galileo Galilei de Bertolt Brecht, traducere de Emma Beniuc, adaptare radiofonică de Valentin Silvestru. În sărăcăcioasa sa cameră din Padova, fizicianul Galilei explică colaboratorului său de mai târziu, Andrea Sarti, noua teorie coperniciană și prezice astronomie o mare însemnătate istorică. Pune paharul cu lapte pe masă, Andreea. Da, da. Dar vezi să nu-mi închizi vreo carte. Mama spune că trebuie să-i plătim negreșit lăptarului, domnule Galilei. Că de nu are să ne oculească de departe, făcând un cerc toate zilele în jurul casei noastre. Bă, știi bine, Andreea, că se spune a descrie un cerc. Cum doriți, domnule Galilei. Dacă nu-i plătim, o să descrie un cerc mare în jurul casei noastre. În schimb, domnul Cambione, portarelul are să vină azi la noi. Și pentru a străbate distanța dintre cele două puncte, ce drum o să aleagă? Drumul cel mai scurt, firește. Bravo! Te-ai uitat la aparatul acela care arată cum se rotesc astrele în jurul pământului? Da. Și ți-a plăcut? E strașnic. Numai că prea suntem închiși din toate părțile, ca într-o cutie. Așa mi s-a părut și mie când am văzut jucăria asta pentru prima oară. Mai sunt câțiva inși care au aceeași impresie. Peste tot te izbești de ziduri, de învelișuri, de inerție. Acum însă le vom sparge, Andreea. Și vom ieși din ele, căci s-a încheiat vremea veche și încep vremuri noi. În fiecare zi se descopere ceva nou. Tocmai acolo unde credința domnea de peste 1000 de ani s-a înscăunat azi îndoială. Orășenii noștri atât de dornici de noile vor fi încântați de faptul că s-a găsit o știință care să ornească și pământul din loc. Din totdeauna se susținea că astrele sunt fixate pe o boltă de cristal pentru ca să nu cadă. Acum însă am prins curaj și le lăsăm să plutească libere în spațiu, fără niciun punct de susținere. Iar pământul se rotește voios în jurul soarelui și împreună cu el se rotește precupețe, negustori, principi și cardinali, ba chiar și papa. Spune drept. Da. Ai înțeles între timp ceea ce ți-am povestit ieri? Care poveste? Aceea cu învârtirea lui Copernic? Da. N-am înțeles nimic. Dar de ce țineți morțiș s-o pricep? E foarte grea. Iar eu împlinesc abia în octombrie 11 ani. Doresc foarte mult să o înțelegi și tu și toată lumea, fiindcă numai de aceea muncesc și cheltuiesc toți banii pe cărți în loc să-i plătesc lăptarului. Ce-i tot spuneți băiatului meu, domnule Galilei? Îl învăț să vadă, doamnă Sarti. Lasă, mamă, tu nu poți pricepi. Așa, va să zică numai tu pricepi. Atâta îi împuiați capul, de o să ajungă să spună că de 10 ori 2 fac 5. Aseară căuta să-mi dovedească neapărat că pământul se învârtește în jurul soarelui. Nici mai mult, nici mai puțin. Și spune că asta iese din socotelile unui oarecare domn Chipernic și nimeni nu poate să o scoată din cap. Nu e așa, domnule Galilei, că tocmai asta a dovedit Copernic prin calculele lui. Spuneți și dumneavoastră că și pe mine nu mă crede. Așa, vă să zic că e adevărat că-i vărâți în cap bazaconile astea. Atunci nu mă mir că l-a luat gura pe dinainte în clasă și că părintele învățător și ceilalți călugări de la școală au venit să mi se plângă că băiatul meu îndrugă fel de fel de blestemății împotriva religiei. Ar trebui să vă fie rușine, domnule Galilei. Laptele e bun. Află, doamnă Sarti, că în urma cercetărilor noastre și a unor controverse aprinse, Andreea și cu mine am ajuns să facem anumite descoperiri pe care nu le mai putem ascunde omenii. Da? Suntem în pragul unor vremuri noi. Începe o epocă măreață, când viața devine o mare bucurie. Așa? Așa! Ei, sper că în vremurile astea noi o să puteți plăti măcar lăptarului datoria, domnule Galilei. Vă așteaptă alături un tânăr. Da. Ar dori să-i dați lecții. Este foarte bine îmbrăcat și v-a adus și această scrisoare de recomandare. Vă rog,
Vă rog, faceți-mi și mie o singură dată un hatâr. Așa. Nu-l alungați și pe ăsta. E rușine să-l tot amân pe lăptar. Dacă ți-e gândul numai la lapte, cel puțin lasă-mă să-l beau în liniște. Andreea, după cum văd, tot ai înțeles ieri câte ceva. Sigur că da, domnule Galilei. Bună dimineața. Mă numesc Ludovico Maxili și vin din Olanda. În casa asta fiecare intră ca la moară. Maica mea m-a îndemnat să fac această călătorie, între altele ca să mă pun la curent cu ceea ce s-a ivit nou pe lume. Și ați auzit cumva prin Olanda că în Italia Bunăoară m-am ivit eu? Deoarece mama dorește să mă pun la curent și cu știința. Pentru lecții particulare iau 10 scuzi pe lună. Prea bine, domnule. Ce vă interesează în special, domnule? Cai. Hă? Nu prea am aptitudini pentru știință, domnule Galilei. Aha. În cazul acesta o să vă coste 15 scuze pe lună. Foarte bine, domnule Galilei. Voi fi silit să mă ocup de dumneavoastră dis de dimineață. Da. Ei, atunci, firește, nu voi mai avea timp pentru tine, Andreea, că de, tu n-ai de unde să-mi plătești. Uite că mă și duc. Va trebui să aveți multă răbdare cu mine, mai ales fiindcă în știință lucrurile sunt totdeauna altfel decât ți le înfățișează bunul simț. Să luăm de pildă acest ochian pe care l-am cumpărat la Amsterdam. L-am cercetat cu deamănuntul. E alcătuit dintr-un înveliș de piele verde și din două lentile, una pusă într-un fel, iar cealaltă taman alminter. După câte am auzit, o lentilă mărește, iar cealaltă mișorează. Orice om cu bun simț ar crede că ele se anulează reciproc. Totuși nu e așa. Ochianul ăsta îți arată fiecare lucru de 5 ori mai mare decât este în realitate. Așa pățește omul cu știința dumneavoastră. Spuneați că ochianul are două lentile? Da. Așa arată? Da, da, exact. Cum l-am desenat eu aici? Da. Când a fost inventat? Cred că doar cu câteva zile înainte de plecarea mea din Olanda. În orice caz, atunci a apărut pe piață. De ce țineți neapărat să studiați fizica? De ce nu vă îndeletniciți mai bine cu creșterea cailor? Maică mea e de părere că n-ar strica să învăț și puțină fizică. Știți prea bine că în ziua de azi toată lumea se dă în vânt după știință. Păi atunci de ce nu vă alegeți o limbă moartă sau teologia? V-ar fi mult mai ușor. Ce s-a întâmplat, doamnă Sarti? Curatorul universității vă așteaptă afară. Bine, domnule Marsili, vă voi da lecții. Veniți marți după amiază. Bună ziua, domnule. Bună ziua. Nu te uita așa la mine, domnule Sarti. Ai văzut doar că m-am învoit să-i dau lecții. Da, ați făcut-o, fiindcă am intrat eu. Da? Și tocmai la țanc. Poftește-l pe curator. Vizita lui e foarte importantă pentru mine. Ar putea însemna chiar 500 de scuzi. Poftiți, domnule curator. Poftiți. Atunci n-aș mai fi nevoie să dau lecții particulare. Bună dimineața, domnule Galilei. Bună dimineața. Împrumutăm, te rog, un scut. Nu mai decât. Poftiți. Ia-l, doamnă Sarti. Trimite-l pe Andreea până la meșterul care face ochelar să-mi aducă două lentile. Am însemnat aici cum să fie. Da. Am venit să vă înapoiesc cererea prin care solicitați mărirea onorarului dumneavoastră la 1000 de scuze aur. Din păcate nu o pot susține în fața Consiliului Universității. După cum știți, facultățile de matematică nu se pot lăuda care aduce universității un număr prea mare de studenți. Deci nici venituri prea mari. Cu alte cuvinte, matematica nu este o îndelernicire câtuși de puțin bănoasă. Poate bune și frumoase, dar eu nu pot trăi din 500 de scuze. Poate că Republica noastră nu-și plătește oamenii de știință la fel de bine ca anumiți principi. Dar n-ar trebui să uitați că ea le garantează, în schimb, libertatea cercetărilor științifice. Aici, la Padova, noi îngăduim până și protestanților să studieze. Mai mult, le acordăm chiar și titlul de doctor. Până în Olanda a ajuns vestea că Veneția este singura republică în care inchiziția, da,
N-are niciun cuvânt de spus. Acest lucru ar trebui să cântărescă greu pentru dumneavoastră, care în calitate de astronom lucrați într-un domeniu unde biserica de multă vreme nu se mai bucură de respectul cuvenit. Apărarea libertății de gândire este pentru dumneavoastră o negustorie foarte rentabilă, nu-i așa? Faceți atâta caz de faptul că în alte părți Inchiziția e stăpână și arde oamenii pe rug numai pentru a atrage aici pe cei mai buni profesori care să lucreze pentru o leafă de mizerie. În scuz se măsoară numai valoarea unui lucru care la rândul său aduce scuzi. Din nefericire aveți o specialitate nerentabilă, domnule Galilei. Gândiți-vă însă la situația din alte părți, la robia sub biciu care agem științele în anumite țări. Noi știm că sunteți un om de valoare, domnule Galilei. Un om foarte valoros, dar veșnic nemulțumit. Dacă mă îngăduiți să vă spun părerea noastră. Da, da, sunt veșnic nemulțumit și tocmai pentru asta ar trebui să măriți leafa, dacă ați fi în stare să înțelegeți că în primul rând de mine sunt nemulțumit. Am împlinit 46 de ani și până acum n-am realizat încă nimic care să mă satisfacă. În ziua de 10 ianuarie 1610, Galilei descoperă pe cer anumite fenomene care confirmă teoria lui Copernic. Când bunul său prieten Sagredo îi atrage atenția că de pe urma acestor cercetări ar putea avea neplăceri, Galilei își exprimă credința neclintită în rațiunea umană. Ei, Sagredo, te-ai uitat destul. Spune-mi acum, cum îți explici aceste puncte? Nu. Asta nu-i cu putință. Sunt niște munți uriași. Munți? Pe un astru? Bine, nu pot fi decât munți, ale căror vârfuri sunt luminate de soarele și răsare, în timp ce pe povârniciurile lor și în văile din prejur e încă noapte. Ceea ce vezi tu nu-i decât lumina care coboară treptat de pe culmile cele mai înalte spre voi. Crezi așadar că între lună și pământ nu este nicio deosebire? De bună seamă că nu! N-au trecut încă 10 ani de când un om a fost ars pe rug la Roma. Se numea Giordano Bruno și susținea același lucru. Avea dreptate. Dovadă că noi putem vedea acest lucru cu ochii noștri. Mai privește odată prin telescop, Sagredo. Ceea ce vezi tu acum este că nu există nicio deosebire între pământ și lună. Suntem în 10 ianuarie 1610 și pe ziua de azi omenirea poate însemna în analele ei: de acum înainte cerul a fost desființat. Mai mult de când să urle ca un apucat. Dar tu cât ai de când să mai stai impasibil ca un pește după ce ai aflat că s-a descoperit adevărul? Nu cumva ți-ai pierdut mințile? Nu-ți dai seama ce te așteaptă dacă ceea ce vezi tu aici este adevărat? Dar așa este și nu cum își închipuie lumea că întregul univers nemărginit cu infinitatea lui de astre s-ar învârti în jurul pământului nostru minuscul. Va să zic că în cer nu-s decât astre. Dar atunci cu Dumnezeu cum rămâne? Ce vrei să spui cu asta? Nu înțelegi, omule? Atunci Dumnezeu unde mai este? În orice caz, acolo nu-i. E tot atât de absurd să-l cauți în cer ca și cum se închipui că sunt și acolo oameni care cred că el se găsește aici pe pământ. Bine, dar atunci unde este Dumnezeu? Ei, dar ce-s eu, teolog? Eu sunt matematician. Înainte de orice ești om. De aceea te întreb unde este Dumnezeu în concepția ta asupra universului. Nu poate fi decât în noi sau nicăieri. Ai uitat că asta susținea și cel ars pe rug. Și avea dreptate. Doar pentru asta a fost ars pe rug. Și de atunci n-au trecut nici 10 ani. Numai fiindcă n-a putut dovedi nimic. Fiindcă n-a făcut decât să afirme concepția lui. Fiindcă nu avea nicio dovadă. Crezi oare că asta s-a schimbat ceva? S-a schimbat totul. Ascultă, Sagredo. Eu cred în om și asta înseamnă că eu cred în rațiunea lui. Fără această credință n-aș avea nici măcar puterea să mă scol dimineața din pat. Numai morții nu se lasă clintiți de argumente și dovezi. Eu cred în constrângerea blândă pe care o exercită rațiunea asupra oamenilor și căreia nu-i pot rezista multă vreme. Și acum vreau să-ți comunic ce hotărâre am luat. Ne mutăm probabil la Florența. I-am și scris o scrisoare ducelui ca să-l întreb dacă m-ar primi ca matematician la curtea sa. Nu se poate, Galilei!
Am nevoie de un răgaz, dragul meu, și nu mă pot lipsi nici de friptură. Nu pleca la Florența, Galilei. De ce? Fiindcă Florența e stăpânită de călugări. La curtea ducelui se găsesc mulți învățați cu renume. Nu-s decât niște slugi. Am să-i iau pe călugări de guler și am să-i târăsc în fața telescopului. Și ei sunt oameni, Sagredo. De aceea pot fi și ei cuceriți prin dovezi. Nu uita un lucru. Copernic le-a cerut să creadă în calculele lui, pe când eu nu le cer să creadă decât în ceea ce văd cu proprii lor ochi. Atunci când adevărul e prea slab ca să se apere, trebuie să treacă la atac. Eu am să-i iau de beregată și am să-i silesc să privească prin acest ochian. Galilei a părăsit Republica Veneției pentru a se stabili la curtea din Florența, unde descoperirile făcute de el cu ajutorul telescopului sunt întâmpinate cu neîncredere de învățați. Acum, în camera de lucru a lui Galilei, se fac pregătiri în vederea primirii unor înalți oaspeți. Ducele Cosmo de Medici, în vârstă de 9 ani, care va veni însoțit de mareșalul curții și câțiva profesori de la universitate. De când ne-am învrednicit să trăim în acest oraș mult lăudat, toată ziua ai parte numai de temenele și de lingușiri. Întreaga Florență se perindă prin fața acestui ochean, iar eu trebuie să tot spăl podelele după dumnealor. Ah, dar degeaba. Tot nimic nu o să se aleagă. Azi o să ne facem iar de râs în fața oaspeților pe care i-a chemat să se uite prin ochean. O să ne bârfească în tot orașul, încât mâine nu o să mai pot da ochi nici cu lăptarul. Dumnezeule, a și sosit ducele și Galilei nici nu s-a întors încă de la universitate. Poftiți, măriți domni, excelențe, poftiți. Vreau să văd ochianul. N-ați binevoi să mai așteptați puțin, alteță, până ce se întoarce domnul Galilei împreună cu ceilalți profesori de la universitate. Femeie, da, excelență. Domnul Galilei a poftit pe domnii astronom ca să le prezinte noile stele pe care le-a denumit Constelația Medicii. Degeaba, ei tot n-au nicio încredere. Dar unde este ochianul? Sus, sus în camera de lucru, alteță. Alteță. Trebuie neapărat să mă urc și eu sus. Am venit încoace numai fiindcă s-a îmbolnăvit educatorul și n-am avut încotro. O, dar tânărului domn nu-i se poate întâmpla nimic, excelență. Dar e și băiatul meu acolo sus. Da, bine. Domnule mareșal al curții, domnilor, fiți bineveniți în casa mea. O ușoară indispoziție l-a împiedicat pe educatorul alteței sale să însoțească pe alteța sa până aici. Așadar, alteța sa n-a venit? Alteța sa e sus. De aceea n-aș vrea să vă mai rețin nici pe dumneavoastră, domnilor. Curtea ar dori foarte mult să afle părerea ilustrei universități despre faimosul instrument al domnului Galilei și despre stelele acelea minunate pe care domnia sa le-a descoperit de curând. Să mergem. Alteță. Sunt fericit că voi avea prilejul de a înfățișa domnilor profesori noile mele descoperiri în prezența alteței voastre. Alteța voastră știe desigur că noi, astronomii, întâmpinăm de la un timp mari greutăți în calculele noastre. Mișcarea anumitor astre nu se poate explica de fel prin sistemul lui Ptolomeu. Din această categorie ar face parte, după părerea mea, și mișcarea celor stele mici, de curând descoperite de mine în jurul planetei Jupiter. Ați fi de acord, domnilor, să începem prin a-l cerceta pe Jupiter? Vreau să luați loc aici. Mulțumesc, băiețașule. Eu sunt filozof și mi-e teamă că nu e totul chiar atât de simplu. Domnule Galilei, înainte de a experimenta vestitul dumneavoastră ochean, v-am ruga să ne acordați plăcerea unei dispute pe următoarea temă. Pot oare exista asemenea planete? Ca matematician pot să vă asigur că va fi o dispută formală. Nu credeți că ar fi mai nimerit să le priviți prin telescop?
și să vă convingeți singuri? Așezați-vă aici. Știți de bună seamă că, după părerea învățaților din antichitate, e cu neputință să existe stele care să se rotească în jurul altui centru decât Pământul. Și cu atât mai puțin stele care să nu fie fixate pe firmament. Da, știu. Chiar făcând abstracție de imposibilitatea existenței unor asemenea stele pe care colegul meu matematician îl pare să o pună la îndoială, mi-aș îngădui și eu, ca filozof, să formulez cu modestia cuvenită următoarea întrebare. Oare ar fi necesare asemenea stele? Aristotelis, divini, univers. N-ar fi mai potrivit să continuăm pe limba noastră de toate zilele? Domnul Federzoni, colegul meu nu înțelege latinește. E chiar atât de important ca dumnealui să înțeleagă ce discutăm? Da. Vă rog să mă iertați. Credeam că dumnealui vă șlefuiește doar lentilele. Domnul Federzoni e șlefuitor de lentile, dar în același timp un savant. Mulțumesc pentru explicație, băieții. Bine, dacă domnul Federzoni stăruie... Nu, eu stărui. Ah. În cazul acesta, discuția își va pierde din strălucire, dar fiindcă sunt oaspetele dumneavoastră, mă supun. Imaginea universului, înfățișată de Aristotel, alcătuiește un edificiu de o asemenea ordine și frumusețe, încât ar trebui să ne înfiorăm numai la gândul că i-am putea tulbura armonia. Alteță, n-ați vrea să priviți prin telescop aceste stele inexistente și inutile? La o astfel de întrebare te simți ispitit să răspunzi că... Un ochian care arată ceea ce cu neputință să existe nu poate inspira prea multă încredere. Nu-i așa, colegă? Ce vreți să spuneți cu asta? Înainte de orice s-ar cădea să ne împărtășiți argumentele pe care vă întemeiați presupunerea, cum că în cea mai înaltă sferă a cerului imuabil ar putea exista astre ce ar evolua liber într-o permanentă mișcare. Dumnealor, ne bănuiesc că am fi zugrăvit constelația Medicii pe lentilă. Cu alte cuvinte, mă învinuiți de înșelătorie? Ne-am încumetat noi oare și încă în prezența altiții sale. Pe îndoială că instrumentul dumneavoastră trebuie să fie bine ticluit, de asta suntem siguri. De asemenea, suntem convinși că nici dumneavoastră, domnule Galilei, nici altcineva n-ar îndrăsni să onoreze cu numele ilustru al casei noastre domnitoare decât aștrea căror existență nu poate suscita niciun dubiu. S-a întâmplat ceva rău cu stelele mele? Cu stelele alteței voastre nu se poate întâmpla nimic rău. Domnii se întreabă numai dacă ele există cu adevărat, dacă sunt reale. Domnilor, sunteți dispuși să priviți în sfârșit prin telescop, ori nu? Eu nu sunt obișnuit să văd cum domnii profesori de la toate facultățile închid ochii în privința anumitor fapte, negând evidența. Le arăt protocoalele mele științifice și dumnealor zâmbesc. Le pun la dispoziție telescopul meu ca să se convingă singuri, dar în loc să privească prin el, dumnealor îl citează pe Aristotel. Înțelegeți că pe vremea lui Aristotel nu se cunoștea încă telescopul. Spre deosebire de vremurile noastre. Dat fiind că aici se urmărește împroșcarea cu noroia lui Aristotel, a cărui autoritate este recunoscută nu numai de toți savanții, eu consider că ar fi cu totul de prisos să mai continuăm o astfel de discuție fără obiect. Eu refuz din principiu orice discuție gratuită și cu asta basta. Adevărul este întotdeauna copilul unei epoci și nu al unei autorități. Am avut norocul nevisat să-mi cadă în mână un instrument cu care se poate cerceta un crâmpei al universului, chiar dacă nu cu mult, măcar cu ceva mai aproape. Iată-l. De ce refuzați să-l folosiți? Alteță, doamnelor și domnilor, singura întrebare pe care mi-o pun este: unde vor duce toate acestea? După părerea mea, noi, oamenii de știință, n-ar trebui să întrebăm unde ne poate duce adevărul. Domnule Galilei, adevărul ar putea să ne tărască pe căi greșite. Alteță, în nopțile acestea, pe tot cuprinsul Italiei se îndreaptă o mulțime de telescoape spre cer. Sateliții lui Jupiter sunt o realitate, cu toate că până în ziua de azi nu i-a văzut nimeni. De aici, omul de pe stradă trage concluzia că și el ar putea descoperi o seamă de lucruri cu condiția să deschidă ochii. Alteța voastră e datoare să-i întărească această convingere. Nu mișcarea unor stele îndepărtate face să tresară azi întreaga Italie, ci vestea că au început să se clatine anumite învățături socotite până mai ieri de neclintit. Și oricine știe că sunt prea multe de acestea,
N-are rost să apărăm niște învățături șubrezite domnilor. Dumneavoastră, dascării, ar trebui să puneți umărul la dărâmarea lor. Ar fi de dorit ca omul dumneavoastră să nu intervină într-o dispută științifică și cu atât mai puțin cu sfaturi. Alteță, spre regretul meu, sunt nevoit să constat că această discuție extrem de instructivă s-a prelungit peste așteptările mele. Domnilor, Alteța sa trebuie să se odihnească puțin înainte de balul de la curte. Nu doriți o prăjitură, Alteță? Era destul ca domnii profesor să privească prin telescop spre a se convinge. Alteța sa a luat cunoștință de afirmațiile domniei voastre și va binevoia dispune ca în această privință să fie consultat cel mai mare astronom al nostru în viață, părintele Cristofor Clavius, șeful astronomilor de pe lângă Colegiul Papal de la Roma. În 1616, Collegium Romanum, Institutul de Cercetări al Vaticanului, confirmă descoperirile lui Galilei. În sală domnește o mare însuflețire. Galilei așteaptă sentința. Din cealaltă parte a sălii, înalți prelați, călugări, învățați, stau grupuri. Prostie omenească. N-are margini prostie omenească. Aș vrea să-mi spună cineva un singur lucru care să nu poată fi crezut. Bună oară, că dumneavoastră, monseigneur, un prelat atât de rotund, ați fi un dușman neîmpăcat al mâncării și al băuturii. Chiar și asta va fi crezut fără doar și poate. Numai când spui un lucru înțelept, nu ți se dă crezare. Unii tăgăduiesc, de pildă, că există diavolul. În schimb, se găsesc oameni care cred că pământul se rostogolește ca un titirez în șanț. Sancta simplicitas. Vai, vai, mi-a venit amețeală de repede ce se învârtește. Dați-mi voie să mă țin de dumneavoastră ca să nu cad, domnule profesor. Da, azi bătrânul s-a învățat iar friță. Stați să nu alunecăm în gol. Opriți-l, vă spun. Și Venus s-a strâmbat de tot. Nu-i mai văd decât o bucă. Pe aici, eminență, pe aici. Ce, încă n-au isprăvit? Oare nu pot lua mai repede o hotărâre într-o chestiune atât de neînsemnată? Doar Clavius ar trebui să se priceapă la astronomia lui. După câte am auzit, acest domn Galilei îl împinge pe om din centrul universului. Dar împinge undeva la marginea lui, așadar... El nu poate fi decât un dușman al omenirii. Și să cuvine să fie tratat ca atare. Cum pot fi unei oameni atât de perverși încât să dea crezare acestor sclave ai propriile lor table de calcul? Ce făptura lui Dumnezeu poate îngădui una ca asta? Domnul respectiv e de față. E cel care stă acolo singur. Așa. Dumneata ești Galilei? Deși mi-a cam slăbit vederea, totuși văd că semi-nleit cu omul acela pe care l-am ars pe vremuri. Și cum îl cheamă? Eminența voastră n-ar trebui să se supere. Medicul... Lasă-mă în pace. Vrei să înjosești pământul pe care trăiești și de la care primești toate binefacerile? Așadar îți pângărești propriul cuib. Eu unul
n-am să îngălui una ca asta. Eu nu sunt o făptură oarecare pe o steluță oarecare ce se învârtește un timp scurt pe undeva în spațiu. Eu calc cu pași siguri pe un pământ neclintit, în centrul universului. Eu mă găsesc în centru, iar privirea Creatorului se îndreaptă spre mine și numai spre mine. Iată cum totul se reduce în mod vădit și incontestabil la mine, la om. Încununarea creației divine, opera cea mai desăvârșită, favorită de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui, nemuritoare și... Bietul bătrân a căzut. Era semeț. Dacă n-a lăsat pe călugăr să-l țină. Dolența voastră și-a supraprețuit forțele. Ai venit, Clavius. Am verificat. Corespunde. Sferele de cristal. Sistemul solar al Ptolomeu. N-am auzit. Ce-au hotărât? Eminența voastră, e timpul să vă conducem acasă. Să mă conduce acasă. Hai acasă. Domnule Galilei, înainte de a pleca, Pater Clavius a spus: acum să-i vedem pe teologi cum or să lipească la loc sferele de cristal. Dumneata ai învins. Ascultă, nu eu am învins, ci rațiunea. Strage, spune-mi, cine e omul acesta înalt și impunător care a intrat acum? Eminența sa, cardinalul inchizitor. La 5 martie 1616, Inchiziția pune la index teoria lui Copernic. Vestea a fost comunicată lui Galilei la un bal, unde el venise însoțit de fica sa Virginia și de logodnicul ei, Ludovico Marsili. N-am să dansez decât cu tine, Ludovico. Ți s-a desprins agrafa de pe umăr. Tată, pune mâna pe inima mea, tată. Da, bate cam tare. Oh, aș vrea să fiu cât mai frumoasă. Păi așa și trebuie, crede, nu? Iar o să se îndoiască lumea că pământul se învârtește. Nici nu se învârtește. Toată Roma nu vorbește decât de dumneavoastră. Dar începând de astă seară se va vorbi de fica dumneavoastră. Se spune că nu-i prea greu să arăți bine primăvara la Roma. Pe semne că azi și eu oi fi semănând lei cu Adonis. Mi s-a spus să-l aștept aici pe domnul cardinal. Duceți-vă și petreceți cât mai bine. Eminențele lor, cardinalii Bellarmine și Barberini. Soarele răsare și apune, apoi se întoarce la locul său. Astăzi cuvintele regelui Solomon. Dar ia să auzim ce spune Galilei. Pe vremea când eram un copilandru de 15 ani, mă găseam odată pe o corabie. Și când a pornit în larg, am început să strig: țărmul se depărtează!
Asta știu că țărmul rămâne nemișcat și numai corabia se depărtează de el. E și ret, are și ret. Așadar, ceea ce vedem noi, cu alte cuvinte, cerul cu astrele care se învârtesc, nu trebuie să corespundă neapărat cu realitatea. Vezi exemplu cu țărmul și corabia. Din păcate am studiat și eu pe vremuri ceva astronomie, Belarmin. Știința asta e ca râia, nu scap de ea cu una, cu două. Să mergem în pas cu vremea. Dacă aceste hărți cerești care se întemeiază pe o nouă ipoteză le ușurează corăbierilor noștri navigația, atunci n-au decât să le folosească. Noi suntem numai împotriva acelor teorii care contrazic Scriptura. Da, Scriptura. Acel ce împiedică sămânța să încolțească va fi blestemat de norod. Și aceasta e tot o cugetare de-a lui Solomon. Înțeleptul tăinuiește ceea ce știe. Altă cugetare de-a lui Solomon. Cine-și pierde tăria cugetului, aceluia îi se usucă și mădularele. Cu alte cuvinte, nu strigați adevărul în gura mare. Poți oare călca pe cărbune aprins fără să-ți arzi piciorul? Ia spune, prietene Galilei, ești sigur că voi, astronomii, nu urmăriți în primul rând să vă faceți viața mai ușoară, simplificând cât mai mult știința voastră? Voi reduceți totul la cercuri și elipse, la viteze proporționale, cu alte cuvinte, la mișcări simple pe măsura creierului vostru. Dar ce vă faceți dacă lui Dumnezeu i-ar place ca astrele să se miște altfel? Prietene, dacă Dumnezeu ar fi zidit lumea altfel, atunci ar fi construit și creierele noastre tot altfel, încât ele se considere aceste căi drept cele mai simple. Eu cred în rațiune. Ia gândește-te puțin cât s-au frământat, cât s-au ostenit sfinții părinți și atâția alții după ei, ca să găsească în sfârșit un sens lumii în care trăim și care, între noi fie vorba, e destul de infam. Sunt și eu un fiu credincios al bisericii. E îngrozitor de greu să te înțelegi cu el. E destul de naiv ca să se încumete a dovedi că Dumnezeu a comis niște erori grosolane în astronomie. Nu cumva pretinzi că Dumnezeu n-a studiat destul de adânc astronomia înainte de a alcătui Sfânta Scriptură? Se poate, prietene? Domnilor secretari, să nu însemnați această convorbire, căci nu-i decât o discuție științifică între prieteni. Domnule Galilei, nu ți se pare mai probabil ca însuși creatorul lumii să-și cunoască mai bine creația decât orice creatura sa? La urma urmii, domnilor, un om poate interpreta greșit nu numai mișcarea stelelor, dar și Biblia. Bine, dar despre felul cum trebuie interpretată Biblia hotărăsc teologii Sfintei Biserici, nu-i așa? Vezi că acum numai aici răspunde. Domnule Galilei, Sfântul Oficiu a stabilit că învățătura lui Copernic, după care soarele s-ar afla în centrul universului și ar fi nemișcat, este o prostie, o absurditate și o erezie. Am primit însărcinarea de a vă convinge să vă lepădați de această teorie. Ce înseamnă asta? Dar cum rămâne cu faptele constatate? După câte am înțeles, astronomii Colegiului Pontifical au recunoscut faptele consemnate de mine. Exprimându-și totodată profunda satisfacție în cuvinte cât se poate de măgulitoare pentru dumneata. Atunci? Sfânta Congregație a luat însă hotărârea fără să țină seama de aceste amănunte. Înțeleg. Așadar, pe viitor, posibilitatea oricărei cercetări științifice este... Pe deplin asigurată, domnule Galilei. Deoarece, după concepția bisericii, noi nu putem ști nimic, dar avem dreptul să cercetăm. Ești liber să studiezi mai departe și această teorie, dacă o socotești o simplă ipoteză matematică. Știința, domnule Galilei, este fica legitimă și preiubită a bisericii. Nimeni dintre noi nu presupune în mod serios că ai vrea să subminezi încrederea în biserică. Încrederea se pierde atunci când se abuzează de ea. E așa? Nu a zvârli și copilul cu apa din copaie, prietene Galilei. Vezi bine că nici noi nu procedăm așa. Noi avem mai multe nevoie de dumneata decât ai dumneata de noi. În palatul ambasadorului Florenței la Roma, Galilei stă de vorbă cu un tânăr călugăr.
Eu am studiat matematica, domnule Galilei. Asta ar putea fi un lucru folositor dacă te-ar îndemna să recunoști că 2 și cu 2 fac 4, măcar din când în când. Domnule Galilei, de 3 nopți nu mai pot închide ochii. Nu știam cum să împac decretul pe care l-am citit cu sateliții lui Jupiter pe care i-am văzut cu ochii mei. Azi m-am hotărât să vin la dumneavoastră. Ca să-mi spui că Jupiter n-are sateliți? Nu, nu. Însă am izbutit să mă pătrund de înțelepciunea decretului. El mi-a dezvăluit primejdiile pe care le implică pentru omenire cercetarea naturii, fără nicio opreliște. De aceea am luat hotărârea să mă las de astronomie. Totuși, țin să vă spun și dumneavoastră motivele mele care ar putea determina și pe un astronom să renunțe la dezvoltarea unei anumite teorii. Îngăduim să-ți spun că motive de acest fel mie îmi sunt cunoscute. Da, înțeleg amărăciunea dumneavoastră. Vă gândiți desigur la mijloacele de constrângere la care recurge biserica în cazuri extreme. Eu însă aș vrea să vă expun alte motive. Dați-mi voie să vă vorbesc despre mine. Sunt fiu de țăran și am crescut în campanie. Părinții mei sunt oameni simpli. Nu le merge bine, dar până și în necazurile lor se ascunde o rânduială. Da, toată viața lor se desfășoară după anumite cercuri. De la mișcările circulare cu care șterg pe jos, la munca lor în livada de măslin care urmează ciclul anotimpurilor și până la plata periodică a impozitelor. Totul are o anumită regularitate. Până și nenorocirile care se abat peste ei sunt periodice. Ce-ar zice ei dacă ar afla de la mine că se găsesc pe un mic bulgăre de piatră care, învârtindu-se în spațiul gol, se mișcă împrejurul altui astru, unul dintre multe altele și încă unul destul de neînsemnat? Atunci se vor întreba dacă răbdarea și supunerea cu care îndură această viață mizerabilă mai are vreun rost, dacă folosește cuiva. Acum înțelegeți de ce socotesc eu că decretul Sfintei Congregații se întemeiază pe o mare și nobilă bunătate, că este pătruns de grijă și de mila unui părinte față de copiii săi. Bunătate? Dar cine-i vinovat de această sărăcie? De ce în țara asta nu domnește decât ordinea dintr-o ladă goală și singurul drept al omului este acela de a munci până cade mort? Oamenii flămânzesc în mijlocul viilor încărcate cu rod, pe marginea lanurilor de grâu. Motivele care trebuie să ne determine la tăcere sunt cele mai nobile cu putință. Doar e în joc liniștea sufletească a unor nenorociți. Nu e adevărat. Dacă m-aș hotărî totuși să tac, aș face-o fără îndoială din motive cât se poate de pașnice. Pentru o viață îndestulată, pentru a scăpa de urmărire. Eu sunt preot, domnule Galilei. Dar ești totodată și fizician și ai văzut că Venus trece prin diferite faze. Ia privește afară. Află, domnule, că simțul meu estetic ar fi jignit dacă în imaginea mea despre lume Venus n-ar avea faze. Suma unghiurilor unui triunghi nu poate fi schimbată după nevoile Vaticanului. Eu nu pot calcula traiectoria corpurilor zburătoare așa încât să explic totodată și itinerariul vrăjitoarelor ce călăresc pe o coadă de mătură. Nu sunteți de părere că adevărul, atunci când este un adevăr, se impune de la sine fără ajutorul nostru? Nu! Niciodată! Adevărul se impune numai în măsura în care îl impunem noi. Victoria rațiunii nu poate fi decât victoria oamenilor care luptă în numele ei. Și totuși, Galilei e nevoit să-și întrerupă cercetările. Urmează 8 ani de tăcere. În casa lui s-au adunat elevii săi credincioși, Federzoni, călugărul cel tânăr, și Andrea Sarti, pentru a asculta o prelegere experimentală. În camera de la intrare, Virginia, fiica marelui învățat, și doamna Sarti cos rufăria de zestre. Vine domnul Gafone, rectorul universității. A, da. Am venit numai să-i aduc tatălui dumitare o carte care l-ar interesa. Te rog, nu tulbura pe domnul Galilei, pentru Dumnezeu. M-ar mustra conștiința, căci am întotdeauna impresia că oricine răpește chiar și o clipă acestui mare om, frustrează Italia.
De aceea îți încredințez cu plecăciune cartea și mă grăbesc să plec în vârful picioarelor. Da, mulțumesc, domnule Gafon. Ce carte e asta? Nu știu. De Maculis in Sole. Ce e asta, Andreea? Despre petele din soare. De mult se mai scrie pe tema asta. Ia ascultă ce mai e dedicație. Lui Galileo Galilei, celui mai de seamă fizician al vremurilor noastre. Am citit tratatul lui Fabricius din ăsta despre petele din soare. El susține că acestea ar fi niște nebuloase în trecere prin spațiu dintre pământ și soare. Nu vi se pare neîntemeiată această explicație? Astronomii de la Paris și cei de la Praga cred că sunt niște emanații ale soarelui. Federzoni însă pune la îndoială părerea lor. V-aș ruga să nu mă amestecați în discuția voastră. Am făcut doar și nimic mai mult. Nu sunt decât un șlefuitor de lentile. Treaba mea e să șlefuiesc lentilele prin care voi, cercetătorii, priviți cer. Îndoielile de acest fel ascund în ele o mare bucurie. Mă întreb, de ce oare? De 2 săptămâni încoace urc în fiecare zi cu soare în podul casei, până sub acoperișul de șindrilă. Acolo pătrunde doar câte o rază subțire de soare prin crăpăturile înguste ale șindrilii, așa încât poți prinde pe o foaie de hârtie imaginea răsturnată a soarelui. Astfel am putut observa o pată mobilă ștearsă ca un nor, cam de mărimea unei muște. De ce nu cercetăm și noi aceste pete, domnule Galilei? Fiindcă studiem acum plutirea corpurilor. M-au umplut câteva coșuri de rufe cu scrisorile sosite din toată Europa, în care vi se cere părerea în această problemă. Autoritatea dumneavoastră a crescut atât de mult încât azi nu mai puteți tăcea. Roma a lăsat autoritatea mea să crească tocmai fiindcă am tăcut. Acum însă nu vă mai puteți îngădui să tăceți. Dar nici nu-mi pot îngădui să mă las fript pe jar ca un pui de găină. Credeți că și petele din soare ar putea avea urmări de acest fel? Tăceți? Bine? Atunci să rămânem la bucățile de gheață, care în niciun caz nu vă pot face vreun rău. Ai dreptate. Da? Ludovico, da. Vai, tu ești într-adevăr, ce bine. Ce nu mi-ai scris că vii? Am fost doar să inspectez viile noastre de la Buciole. Și cum mă găseam prin apropiere, nu m-a lăsat inima să nu trec și pe aici. Cine a venit? E Ludovico, nu-l vedeți? Într-adevăr, e Ludovico. Ei, ce-ți mai fac, cai? Sunt bine sănătoși, domnule. Acest eveniment trebuie sărbătorit, doamnă Sarti. Ad un ulcior de vin sician, dar știi, din cel mai vechi. Da, numai decât. Ești cam palidă, Virginia. Da. Viața la țară are să-ți priască. Mama te așteaptă în septembrie. Da, stai să-ți arăt rochea. Am auzit că la cursurile dumneavoastră de la universitate asiste peste 1000 de studenți. La ce lucrați în momentul de față, domnule Galilei? Îmi văd și eu de micile treburi zilnice. Pe drum încoace ai trecut și prin Roma? Da, da. Ah, da, să nu uit. Mama vă trimite felicitări pentru tactul admirabil de care ați dat dovadă atunci când olandezii au făcut atâta zarvă în jurul petelor din soare. Mulțumesc. Domnilor, vă rog să poftiți în jurul lumei. Cred că în toată luna februarie la Roma nu se va discuta despre altceva. Christopher Clavius a declarat că se teme ca nu cumva aceste pete din soare să reînvie vechiul scandal provocat de teoria rotirii pământului în jurul soarelui. În privința asta poți fi pe pace. Da. Afară de nădejdea că voi săvârși noi păcate, ce vești ne mai aduci din orașul sfânt? Ați aflat desigur că preasfântul părinte e pe patul de moarte. E sfântul părinte? Da, da. După toate presupunerile, cine va fi urmașul? Lumea vorbește mai cu seamă de Barberini. Așa, Barberini. Da, domnul Galilei îl cunoaște pe Barberini. Da. Cardinalul Barberini e matematician. Da, o să ajungă un om de știință pe sfântul scaun. O să zic că au nevoie acum de oameni ca Barberini, care să știe și ceva matematică. E un semn că lumea s-a pus în mișcare. Te pomenești, Federzoni, că mai apucăm și noi alte vremuri, când nu va mai trebui să ne uităm cu teamă în jur ca niște răufăcători atunci când spunem că 2 și 2 fac 4. Așa e, domnule Galilei. Îmi place vinul ăsta, Ludovico. Ție cum ți se pare? E foarte bun. Eu prețuiesc foarte mult desfătările trupești. De aceea mă scot din sărite sufletele mici și fricoase care pretind că orice plăcere ar fi o slăbiciune. Eu susțin că a ști să te bucuri de tot ce-ți oferă viața este o artă. Mai doriți ceva?
Iar o să înceapă circul cu soarele și pământul. Cine în jurul cui se învârtește? S-ar putea să descoperim într-o zi că soarele se învârtește și el. Ce îi spune de asta, Rodolica? De ce vă frământați atât? Domnule Galilei, sper că n-aveți de gând să începeți iar cu drăcovenile alea. Acum înțeleg, Ludovico, de ce te-a trimis maică-ta la mine. Se ridică steaua lui Barberini. Fără îndoială că știința va deveni pasiunea tuturor, iar cercetările o adevărată voluptate. Clavius are dreptate. Petele din soare mă preocupă și pe mine. Îți place vinul meu, Ludovico? V-am spus doar că îmi place, domnule Galilei. Spui drept? Da, fără îndoială. Ai putea merge până acolo încât să bei vinul și să te căsătorești cu fata unui om fără să-i cer să se lase de meseria lui? La urma urmei, ce vină are fica mea că eu sunt astronom? Fazele planetei Venus nu știrbesc cu nimic rotunjimile fetii. Lăsați vorbele astea deșențate, domnule Galilei. Mă duc să o aduc pe Virginia. Nu, vă rog să nu o chemați. De ce? Într-o familie ca a mea nu se ține seama numai de o simplă atracție fizică atunci când se încheie o căsătorie. Oare n-ai amânat 8 ani căsătoria cu fiica mea numai fiindcă în timpul acesta eu trebuia să fiu pus la încercare? Nu uitați că pe vremuri la Roma v-ați legat în scris să nu mai cercetați niciodată corelația dintre soare și pământ. Da. La asta te gândești? Da. Bine, dar pe atunci aveam un papă retrograd. Auzi, aveam. Dar sanctitatea sa nici n-a murit încă. Dar nici multe zile nu mai are. O să acoperim imaginea soarelui cu o plasă de meridiane și paralele ca să putem cerceta metodic. Și atunci vom fi în măsură să răspundem la toate scrisorile pe care le-am primit de pretutindeni. Nu-i așa, Andreea? Uite cât e de convins că papa nu mai are multe zile de trăit. Cântărește de 50 de ori fiecare bucățică de gheață, dar când este vorba de ceva care îi dă apa la moară, crede, orbește în orice somn. Chiar dacă ar muri papa, urmașul său, oricine ar fi el și oricât de mult ar prețui știința, va fi nevoit totuși să pună în balanță și prețuirea de care trebuie să se bucure el însuși în ochii celor mai aristocratice familii din țară. Aduceți telescopul. În cazul acesta, domnule Galilei, plec pentru totdeauna din această casă. Rog să mi se încarce lucrurile în trăsură. Vă rog. Nu se îndure biata fata asemenea nenorocire. Cel puțin să audă asta din gura dumneavoastră. Domnule Galilei, maică-mea și cu mine ne petrecem 3/4 din an la moșia noastră din Campania și vă putem asigura că țăranii noștri nu se simchisesc de tratatele dumneavoastră despre sateliții lui Jupiter. Ei muncesc din greu și n-au răgaz pentru așa ceva. Serios? Da, niște brute, iată ce sunt. Când vin la conac să se plângă de temir ce fleac, maică-mea e nevoită să pună argații să biciuiască un câine în fața lor, căci numai astfel li se poate impune disciplina, ordinea și respectul cuvenit. Dumneavoastră, domnule Galilei, vedeți doar din trăsură cu prilejul vreunei călătorii lanurile de porumb încărcate de rod sau mâncați cu gândul aiurea măslinele și brânza noastră, dar nici prin minte nu vă trece cu câtă osteneală se obțin toate acestea. Află, tinere, că atunci când mănânc măsline nu sunt cu gândul aiurea. Acum lasă-mă în pace, am treabă. Ei, ați adus paravanul. Nu veniți sus? Nu-i așa, tinere, că voi nu biciuiți numai câinii pentru a-i ține pe țărani în frâu? Vă rog, domnule Galilei. Păcat de inteligența dumneavoastră. Mi se pare că vă amenință. Da, se teme că aș putea stârni cine știe ce gânduri năstrușnice în capetele iobagilor, ale slugilor și ale vechinilor săi. Nu prea văd cum. Doar nici unul dintre ei nu știe latinește. Aș putea, bunăoară, să scriu un graiul florentin pentru cei mulți și să renunț la limba latină pe care nu înțeleg decât puțini. Ideile noastre noi se adresează îndeosebi oamenilor care muncesc cu brațele, căci cine are mai mult interes să afle cauzele tuturor fenomenelor? După cum văd, sunteți hotărâți să rămâneți pentru totdeauna robul pasiunilor dumneavoastră. Cereți iertare Virginiei din partea mea. Socotesc că e mai bine să plec fără să o mai văd. Să știi că zestrea ei îți stă oricând la dispoziție. Bună ziua! Nu uita să transmiți omagii noastre întregului neam Marsilii. Dar și dumnealor sunt dintre aceia care poruncesc pământului să stea în loc, pentru că nu cumva să li se rostogolească palatele în hău. În timpul carnavalului din 1632,
Mulți cântăreți de balade își aleg ca temă astronomia. Învățătura lui Galilei se împrăștie în popor. Stimați locuitori! Doamnelor și domnilor! Înaintea marii procesiuni a breslelor, vă prezentăm cea mai nouă baladă florentină cântată în toată Italia de Nord și adusă aici cu mari sacrificii. Ea se intitulează Înspăimântătoarea învățătură și opinie a domnului fizician al curții Galileo Galilei sau Un gust anticipat al viitorului. După ce-și rosti atotputernicul marele fie, a chemat soarele și a poruncit să poarte în jurul pământului lampa lui fie. Ca o fâșnicuță în cerc bine rânduit, el a voia Domnului ca de-acum încolo oricine să se învârtă în jurul ea mai bun decât sine. Și au început a roti după cei mari, cei mărunți, după fruntași, cotașii, precum în cer așa și prepărâni. În jurul papii circulă cardinali, în jurul cardinalilor circulă episcopii, în jurul episcopilor circulă secretarii, în jurul secretarilor circulă primarii, în jurul primarilor meșteșugarii, în jurul meșteșugarilor roiesc servitorii, și în jurul lor câini, găini și cerșetori. Aceasta este, oameni buni, marea ordine. Ordo ordine, pe cum spune domnii teologi, regula eternis, legea legii. Dar ce s-a întâmplat, dragii mei? Deodată se sculă doctorul Galilei, zvârlic încolo Biblia, își potrivi luneta, își aruncă o privire în univers și îi spuse soarelui: oprește-te din mers! Creația Domnului acum să mai se învârtă și altcum. Stăpână a să-ndeagă coale în jurul servitoarei sale. Păi e tot una, oameni buni, nu-i vreme de glumit. Și așa se face slugărimea tot mai îndrăzneață. Un lucru-i clar, că hazul rar, vă spun cinstit. Cine n-ar vrea să-și fie stăpân odată în viață? Nu și nu, cu Biblia nu-i lucru de glumit. Când ștreabă-n prea subțire, se rupe ca o oață. Un lucru-i clar, că ta firar, o spun cinstit. Cine n-ar vrea să-și fie stăpân odată-n viață? Voi cei care trăiți în chin și amar, adunați-vă slabele minți, vă-ntrase acum Galilei, ilusul cărturar al fericirii, marea becetar. Supunerea ne este veșnicul calvar. Cine n-ar vrea să-și fie stăpân și domn măcar odată-n viață? Priviți, oameni buni, fenomenala descoperire a lui Galileo Galilei, pământul învârtindu-se în jurul soarelui. Galileo Galilei, distrugătorul Bibliei! Curtea din Florența admite ca Galilei să fie interogat la Roma de către Tribunalul Sfintei Inchiziții. Fostul cardinal Barberini, acum papa Urban al VIII-lea,
l-a primit în audiență pe cardinalul inchizitor. Nu, nu și nu, cardinale. Așadar, în fața doctorilor din toate facultățile, a reprezentanților tuturor ordinelor monahale și a întregului cler, care s-au adunat aici ca să audă o confirmare a credinței lor curate în cuvântul Domnului, consemnat în Sfânta Scriptură, sanctitatea voastră vrea să declare că de azi înainte nu se mai poate pune niciun temei pe cărțile sfinte? Eu nu pot îngădui să se tragă cu buretele peste toate calculele, cu niciun preț. Dar tocmai acești eretici pretind că ar fi vorba de calcule și nu de spiritul răzvrătirii și al îndoielii. Dar limpezul problemei nu-l constituie niște simple calcule, ci neliniștea îngrozitoare care s-a ivit în lume. Acești necredincioși transmit neastâmpărul propriului lor creier înfierbântat pământului imobil, susținând că s-ar mișca. Ei strigă neîncetat, cifrele ne impun această teorie, dar de unde scot dumnealor cifrele? Toată lumea știe că ele sunt plăsmuite din îndoială. Acești oameni se îndoiesc de toate cele. Să întemeiem așadar societatea omenească pe îndoială și nu pe credință, ca până acum? Oricine s-ar putea întreba de unde s-a ivit deodată acest interes neobișnuit pentru o știință atât de puțin cunoscută, cum este astronomia. Oare nu-i totuna cum se învârtesc aceste sfere? În Italia, toată lumea, până și ultimul grăjdar, nu vorbește decât de fazele planetei Venus, urmând exemplul nefast al acestui Florentin păcătos, și nu se găsește nimeni care să mediteze la atâtea alte adevăruri promovate ca incontestabile. Ce s-ar întâmpla dacă această mulțime, înclinată spre păcate trupești și spre orice exces, n-ar mai crede decât în rațiunea proprie pe care acest descreierat o socotește instanță supremă? Netrebnicul acesta știe ce face atunci când îi scrie lucrările de astronomie în jargonul precupeților și al postăvarilor, în loc să folosească limba latină. Asta e o dovadă de prost gust, cardinale. Și eu voi spune, e negreșit. El atâță pe unii, iar pe alții corupe. Porturile din nordul Italiei cer din ce în ce mai stăruitor hărțile cerești ale domnului Galilei pentru corăbile lor. Și va trebui să li se satisfacă cererea, fiind în joc interese comerciale? Dar aceste hărți se întemeiază pe afirmațiile lui eretice, căci ele arată tocmai mișcările anumitor aștri, pe care nu le putem admite în cazul când respingem întreaga lui teorie. În niciun caz nu putem condamna teoria și folosi totodată hărțile lui astronomice. De ce nu? N-avem încotro? La urma urmei, omul acesta este cel mai mare fizician al vremii noastre. Este mândria Italiei și nu un bezmetic oarecare. Și apoi are prieteni peste tot, la Versailles, la curtea din Viena. Acolo se va spune că sfânta noastră biserică a devenit lada de gunoi a tuturor prejudecăților intrate în putrefacție. Să nu vă atingeți de el. Da. De fapt, nici n-ar fi nevoie să mergem prea departe. Doar știm prea bine că este robul trupului său. Așa că s-ar da repede bătut. Da, dintre toți oamenii pe care i-am cunoscut, el știe să se bucure cel mai mult de plăcerile vieții. Până și gândirea lui e stimulată tot de simțuri. De aceea nu poate rezista ispite unui vin vechi sau unei idei noi. Nu voi îngădui să se folosească niciun mijloc de constrângere. Cel mult să îi se arate instrumentele. Aceasta va fi de ajuns, sanctitatea voastră. Doar domnul Galilei se pricepe la orice fel de instrumente. La 22 iunie 1633, Galileo Galilei se leapădă în fața Inchiziției de teoria sa asupra mișcării Pământului. În timp ce se desfășoară judecata, elevii săi așteaptă vești despre el în anticamera tribunalului. Noaptea când nu poți dormi, te urmărește de obicei câte un amănunt fără importanță. Asta noapte bună oară nu-mi dădea pace gândul
că el n-ar fi trebuit să părăsească niciodată Republica Veneției. Acolo n-ar fi putut să-și scrie cartea. În schimb, la Florența a fost împiedicat să o publice. Mă întrebam dacă i-ar fi lăsat pietricica pe care obișnuiește să o poarte în buzunar. Știi, piatra lui de încercare cu care își dovedește teoria. Acolo unde o să-l ducă, omul nu mai are buzunare. Nu se poate să-l facă să renege! Acela care nu cunoaște adevărul, spunea el, nu-i decât un neghiob. Dar cine îl cunoaște și susține că nu este adevăr, ci minciună, acela săvârșește o crimă. Nici eu nu cred că ar fi în stare. Iar dacă ar face-o, viața n-ar mai avea niciun sens pentru mine. Dar să nu uităm că forța e în mâinile lor. Nu se poate obține orice cu forța. Poate ai dreptate. Domnul Galilei va fi în curând aici. S-ar putea să aibă nevoie de un pat. I-au dat drumul? Se așteaptă numai ca domnul Galilei să se lepede de ideile sale în ședința Inchiziției, care are loc la ora 5. Andrei? Se va trage clopotul cel mare de la San Marco. Nu se poate. Un crainic va repeta în public, cuvânt cu cuvânt, abjurarea domnului Galilei. Asta e cu neputință. În pricina mulțimii adunate pe străzi, domnul Galilei va fi adus încoace prin grădina din spatele palatului. Luna este o planetă ca și Pământul și n-are lumină proprie, după cum nici Venus n-are lumină proprie și se rotește în jurul Soarelui, a idoma Pământului, și în jurul planetei Jupiter, care se găsește la înălțimea stelelor fixe, liberă și nu fixă pe vreun înveliș, se învârtesc de asemenea patru aștri de felul lunii. Soarele se află în centrul lumii și nu este nemișcat. Și toate acestea ni le-a dovedit Galilei. Iar prin forță nu poți sili pe cineva să tăgăduiască ceea ce a văzut cu ochii lui. Așteptarea asta mă scoate din minți. Călăiește sub grum adevărul. Nu se aude nimic. Au trecut 3 minute peste ora 5. Așadar rezistă. Suntem niște oameni fericiți. Iată că nu se dezmint. Se ține tare. Vedeți că nu merge cu forța? Așadar forța nu este atot puternică. Așadar nerozia este învinsă, nu este invulnerabilă. Așadar un om adevărat nu se teme de moarte. Acum începe într-adevăr era cunoașterii. Se naște în aceste clipe, sub ochii noștri. Gândiți-vă ce se întâmpla dacă el s-ar fi dezis. Da, eram tare îngrijorat. Dar n-am vrut să mărturisesc. M-am dovedit un om slab. Eu nu m-am îndoit o clipă de el. Eu, Galileu Galilei, profesor de matematică și fizică la Florența, abjur ceea ce am propovăduit, și anume că soarele se află în centrul universului și rămâne nemișcat la locul său, iar că Pământul nu este în centru și se mișcă. Abjur, mă căiesc și blestem din toată inima, cu adâncă și sinceră credință, toate aceste rătăciri și erezii. Bețivule, mâncăule, bețivule, ai izbutit să salvezi burta pe care o pui mai presus de orice. Vai și amar de țara care n-are eroi. Intram și am auzit ultimile tale cuvinte, Andreea. N-ai dreptate. Vai și amar de țara care are nevoie de eroi.
Între anii 1633-1642, Galilei trăiește la țară, în apropierea Florenței, rămânând până la moarte prizonierul Inchiziției. Bătrân și aproape orb, se află tot timpul sub paza unui călugăr. Virginia, fata lui, care discută acum cu un țăran, are aproape 40 de ani. Mi-a dat cineva gâștele astea să vi le aduc. Cine anume? Eu n-aveam de gând să cumpăr gâște. Mi-a zis să vă spun că-s de la un călător în trecere pe părțile noastre. Ia să le cercetez și eu. Poftim. Nu. Pot să-i le arăt și lui. Tată, cineva în trecere pe aici ne-a trimis acest dar. Ce dar? Cum, nu vezi? Nu. Ah, niște gâște. Din partea cui sunt? Nu știu. Trebuie să trimitem după doctorul de ochi. Tata n-a putut să vadă nici gâștele din mâna mea fără să se ridice de la masă. Nu pot fără încuvințarea monseniorului. Nu cumva s-a apucat iar de scris. Nu știi prea bine că noua sa carte mi-a dictat-o mie. Ți-am dat doar paginile 131 și 132 și astea au fost ultimele. Ne, e un vulpoi bătrân. Tata nu calcă niciodată dispozițiile. Se căiește sincer. Doar eu sunt tot timpul cu ochii pe el. Hai, du-te, rog, gâștele astea la bucătărie și spune-le să frigă și ficații, dar să pună și o ceapă și un număr. Da. Și acum, hai mai bine să-mi dictez mai departe scrisoarea săptămânală către arhiepiscop. Da? Bună seara. Bună seara, Andrei. Sunt pe cale de a părăsi Italia, ca să mă pot consacra în Olanda cercetărilor științifice. Am fost rugat să trec să-l văd înainte de plecare pentru a aduce vești de la el. Nu știu dacă o să vrea să te vadă. N-ai venit niciodată pe aici. Întreabă-l. Bine. A venit Andreea? Da. Poftește-l încoace. Andreea, lasă-ne singur, Virginia. Vreau să aud și eu ce mai povestește. Ce mai faceți? Șezi. Ție cum îți merge? Povestește-mi ce lucrezi. Am auzit că te ocupi de hidraulică. Fabricius de la Amsterdam m-a însărcinat să aflu cum o duceți. O duc destul de bine. Datorită căinții mele sincere și profunde, am putut recâștiga bunăvoința superiorilor mei așa încât mi s-a îngăduit să studiez sub supravegherea bisericii anumite probleme mai limitate. Da. Am auzit și noi că biserica e mulțumită de dumneavoastră. Printr-o supunere fără rezerve ați obținut efectul dorit. Se spune că forurile înalte ar fi constatat cu satisfacție că de când v-ați pocăit n-a mai apărut în Italia nicio lucrare care să conțină vreo idee nouă. Din păcate, mai sunt și țări care se sustrag de sub oblăduirea bisericii. Mi-e teamă că teoriile condamnate la noi sunt duse mai departe acolo. Datorită faptului că v-ați renegat ideile, s-a produs și acolo un regres. Desigur, îmbucurător pentru biserică. Sunt îngrijorat de soarta unor oameni de știință ce-mi sunt prieteni și pe care i-am îndrumat pe o cale greșită. Mă întreb dacă au tras învățămintele cuvenite din pocăința mea. Pentru a-mi putea urma cercetările științifice, am de gând să plec în Olanda, căci nu este îngăduit boului ceea ce nici Jupiter nu-și îngăduie. Înțeleg. Cei de sus urmăresc îndeaproape tămăduirea sufletului meu. Am făcut progrese mai mari decât era de așteptat. De? Domnul fie lăudat! Du-te la bucătărie, Virginia, și vezi de gâște! Voi călători toată noaptea pentru a putea trece granița mâine în zori. Pot pleca? Nu știu de ce ai venit, Sarti. Numai ca să mă tulburi?
De când m-am retras aici, caut să trăiesc și să gândesc cu băgare de seamă. Și cu toate astea, cad de multe ori în vechile ispite. M-am apucat iar de scris. Ce anume? Vreau să-mi termin dialogurile. Dialogurile privitoare la cele două ramuri ale științei, la mecanică și la legile căderii corpurilor? Oh. Aici, în asemenea condiții? Oh, fii pe pace. Hârtie și pene mi se dau cât poftesc. Dar ca să mă ferească de urmări neplăcute, îmi cer să le predau manuscrisul foaie cu foaie și îl pun la păstrare. Oh, Doamne! Ai spus ceva? Cu alte cuvinte, vă lasă să clădiți pe nisip. Vă dau hârtie și pere numai ca să vă liniștească. Dar cum de mai puteți scrie văzând ce scop se urmărește? Știi bine că sunt un sclav al deprinderilor mele. Au izbutit să pună mâna pe discorsii. Și când te gândești câți oameni tânjesc după ele la Amsterdam, la Londra, la Praga... Parcă îl văd și pe Fabrițiu stremurând de indignare și tânguindu-se cât îl ține gura în timp ce el însuși stă la adăpost. Două ramuri ale științei sunt deci sugrumate în fașă. Totuși, sunt convins că atât Fabricius cât și alți oameni de știință se vor bucura la vestea că am copiat manuscrisul furându-mi căciula, ca să zic așa, cu riscul de a pierde până și aceste jalnice rămășiți ale vieții îmbelșugate de odinioară, folosind în acest scop până și cea mai slabă rază de lumină din amurgurile lungi și nopțile cu lună din ultimul an. Am ascuns copia în globul de pe masă. Dacă vei găsi de cuviință să o duci cu tine în Olanda, va trebui, firește, să iei asupra ta întreaga răspundere. În cazul acesta vei susține că ai cumpărat-o de la cineva care, având acces la Sfântul Oficiu, a transcris-o după manuscrisul original. Vestitele discorse. Mi-am propus să elaborez o știință cu totul nouă, care să trateze o problemă foarte veche, și anume mișcarea. Pe cale experimentală am descoperit anumite însușiri ale ei demne de a fi cunoscute. Ce vrei? A trebuit să nu umplu timpul cu ceva. Aceasta este piatra de temelie a fizicii noi. Ascunde manuscrisul sub haină. Și noi care vă socoteam un renegat, eu strigam cel mai tare împotriva dumneavoastră. Era și firesc. Ți-am fost dascăl și te-am îndreptat spre știință ca apoi să tăgăduiesc adevărul. Acum totul apare în altă lumină. N-ați făcut decât să-i ascundeți dușmanului adevărul. Poate că și în privința eticii ne-ați depășit cu câteva secole. Vorbește mai lămurit, Andreea. În ziua aceea noi susțineam împreună cu mulțimea. Va prefera să moară decât să se lepede vreodată de ideile sale. Când v-ați întors ne-ați spus: mi-am renegat ideile, dar voi trăi. V-ați mânjit mâinile, v-am răspuns noi atunci. Dar astăzi aveți dreptul să afirmați: mai bine să ai mâinile mânjite decât goale. Mai bine mânjite decât goale. Da. Este o imagine realistă. Seamănă cu felul meu de a gândi. Vremea noastră cere o nouă știință și o nouă etică. De când vă cunosc, v-ați bătut joc de martiri. V-am auzit adesea spunând: mă plictisesc cu oamenii care iubesc suferința. Sau nenorocerea este de obicei rezultatul unor calcule greșite. Sau când te izbești de piedici, s-ar putea ca drumul cel mai scurt între două puncte să fie o linie frântă. Da, mi-amintesc. Iar apoi în 1633, când v-ați hotărât să retractați cea mai populară teză a teoriei dumneavoastră, ar fi trebuit să-mi dau seama că voiați doar să scăpați teafăr dintr-o încăierare politică unde n-aveați sors de izbândă pentru a vă putea consacra celor mai arzătoare sarcini ale științei, care constau în studiul însușirilor mișcării, mama tuturor mașinilor, care vor preface pământul într-un lăcaș atât de minunat încât ne vom putea lipsi de cer. Așa-i. Ați câștigat timpul necesar pentru a scrie o operă științifică pe care numai dumneavoastră erați în stare să o concepeți. Dacă v-ați fi încheiat viața pe rug cu o aureolă efemeră de flăcări, victoria ar fi fost de partea lor. De fapt, tot ei au învins. Și apoi, nu există operă științifică pe care s-o poată elabora un singur om. Atunci de ce v-ați dezis?
Numai fiindcă mă temeam de suferința fizică. Nu se poate. Ba da. Mi-au arătat și instrumentele de tortură. Vă să zic că n-a fost un plan dinainte stabilit? Nu. Știința nu cunoaște decât un singur imperativ, acela de a contribui la propășirea ei. Am respectat acest imperativ. Bine ai venit în mocirlă, frate, într-o știință și într-o trădare. Mănânci pește? Dacă vrei, pot să-ți dau. Azi vând tot peștele pe care l-am prins, iar în tine văd un cumpărător. Cine e în stare să reziste la ispita acestei cărți, a mărfii acesteia sfinte și neprețuite? Când o privești, îți lasă gura apă și toate blestemele să neacă pe buze. Se încheie robia babiloniană, prada scapă din ghearele fiarei cumplite. Binecuvântată fie complicitatea vicleană, dar atot purificatoare a tagmei noastre temătoare de moarte. Frica de moarte este o slăbiciune omenească, iar știința n-are nicio legătură cu slăbiciunile noastre. Te înșel, dragul meu Sarti. Chiar și în situația în care am ajuns, mă simt încă în stare să-ți dau câteva îndrumări cu privire la ceea ce are și ce n-are legătură cu știința căreia te-ai consacrat. Ți-am adus supa. În clipele mele de răgaz, și slavă Domnului, am destule, am analizat cazul meu și am cugetat cum îl va judeca lumea oamenilor de știință, printre care eu însumi nu mă mai număr. Știința pune în circulație cunoștințe agonisite prin îndoială, scopul ei fiind să împartă fiecăruia cunoștințe despre toate, ea caută să sădească îndoiala în sufletele tuturor. Însă domnitorii, moșierii și clerul țin majoritatea populației învăluită în ceața sidefie a superstițiilor și a prejudecăților înrădăcinate, anume pentru a-și acoperi propriile lor matrapazlâcuri. Mizeria celor mulți dăinuie de când lumea, iar de pe amvon și de la catedră se propovăduiește că va dăinui cât lumea. Iată de ce arta îndoielii preconizată de noi a cucerit mulțimea. Ea ne-a smuls telescopul din mână, îndreptându-l spre proprii ei călăi. Mișcările corpurilor cerești sunt astfel lămurite, însă mișcările stăpânitorilor au rămas la fel de neînțelese și imprevizibile pentru popor. Eu susțin sus și tare că singurul scop al științei este de a ușura viața neînchipuit de grea a omenirii. Dacă oamenii de știință se vor lăsa intimidați de stăpânitorii lipsiți de scrupule, mulțumindu-se să îngrămădească cunoștințe de dragul cunoștințelor, întreaga știință e în pericol de a fi schilodită, iar noile voastre mașini se pot transforma în noi suferințe pentru oameni. Chiar dacă voi ați descoperi cu timpul tot ceea ce se poate descoperi în univers, fiecare progres al vostru nu va însemna un pas înainte, ci un pas care vă va îndepărta tot mai mult de omenire. Prăpastia ce vă desparte de oameni poate deveni într-o zi atât de mare încât strigătul vostru de bucurie, stârnit de vreo descoperire epocală, ar putea să nu trezească alt ecou decât un strigăt universal de groază. Pe vremea când eram om de știință, mi s-au deschis posibilități nebănuite. Pe atunci, astronomia coborâse în piața publică printre precupeți. În acele împrejurări, derzenia unui om de știință ar fi putut zgudui lumea. Știi, Sarti, am ajuns la convingerea că pe atunci soarta mea nu era amenințată de o primejdie reală. Timp de câțiva ani am fost la fel de tare ca stăpânitorii. Și cu toate astea,
le-am predat știința mea, lăsând la voia lor să uzeze sau să nu uzeze de ea, ba chiar să abuzeze de ea, după cum cereau interesele lor. Acum înțeleg că mi-am trădat menirea. Un om care face ceea ce am făcut eu nu mai are ce căuta în rândul oamenilor de știință. În schimb, a intrat în rândul credincioșilor. Așa-i. Acum vreau să mănânc. De ce mă lasă cu mâna întinsă și nu mi-a dă peasa? Nu vede bine. Azi ești în măsură să înveți pe alții. Oare te lasă conștiința să dai mâna cu un om ca mine? Un călător în trecere pe aici mi-a trimis două gâște în dar. După cum vezi, tot îmi place să mănânc bine. Nu mai sunteți de părere că a început o nouă era? Ba da. Să fii cu băgare de seamă când vei trece prin Germania. Cât despre aprecierea dumneavoastră asupra autorului de care vorbeam adineauri, nu știu ce aș putea să vă răspund. Totuși nu cred că analiza dumneavoastră nimicitoare să fie un verdict irevocabil. Îți mulțumesc foarte mult. Bună seara. Nu suntem prea bucuroși de oaspeți care îi amintesc trecut. Asemenea vizitei răscolesc sufletul. Cine crezi că mi-a trimis gâștele astea? În niciun caz, Andreea. Poate că nu. Ia vezi, este o noapte foarte întunecoasă. Nu, a răsărit luna. Atunci e bine. Ați ascultat Galileo Galilei de Bertolt Brecht. Traducere de Emma Beniuc. Adaptare radiofonică de Valentin Silvestru. Distribuția a fost următoarea: Galileo Galilei, George Calboreanu, artist al poporului; doamna Sarti, Eugenia Eftimie; curatorul universității, George Demetru, artist emerit; Zagredo, Petre Gheorghiu; Lodovico Marsili, Damian Crâșmaru; filozoful, Tudorel Popa; matematicianul, Marcel Enescu; cardinalul inchizitor, Ion Marinescu; cardinalul Belarmin, Marcel Gingulescu; cardinalul Barberini, Dan Nasta, artist emerit; cardinalul bătrân, Ion Manu, artist emerit; Andreea Sarti, Victor Rebengiuc; Federzoni, Emil Liptac; Virginia, Elena Sereda; cântărețul ambulant, Silviu Gurău; doamna de onoare, Cheti Ștefănescu; mareșalul curții, Sorin Gabor; gafone, Cotiho Ciung; în alte roluri, Paul Nadolski, Puiu Mirea, Vasile Lupu, Mihai Stoienescu, Al Giovanni, Nicolae Crișu, Daniel Horhocea, Vasile Manta; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic; regia de studio, Constantin Botez; regia artistică, Cristian Munteanu.